Doamnelor și domnilor, Corina Dănilă vă salută! Bun găsit, bun găsit, bun găsit, dragi prieteni! Bun găsit! Vreau să încep prin a vă spune că vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi, celor de acasă, care vă uitați la noi pe TVR 2 și pe TVR HD, pentru că, da, emitem și în format HD, dar și celor care ne sunteți alături online, pe platforma online a televiziunii române, TVR Plus. Și pentru că noi, aici, la Ieri, Azi, Mâine, continuăm să ducem mai departe misiunea emisiunii Ieri, Azi, Mâine, aceea de a arăta, de a aduce în față adevăratele valori, valorile autentice ale acestui neam, ne-am hotărât să îi chemăm, să îi invităm la întâlnirea cu dumneavoastră pe ei doi. Și am să vă spun așa. Ea, diafană, cu niște ochi albaștri minunați, pătrunzători, cu o sensibilitate aparte și foarte organizată în tot și în toate. El, carismatic, fascinant și cu o permanentă căutare în ochi, și foarte tenace și foarte hotărât în tot ceea ce face. Fiecare dintre ei doi, cu o carieră impresionantă în spate, de-a lungul anilor, construită cu migală, dar împreună, un cuplu de viață, de mulți ani, o familie de invidiat. Aici, la Ieri, Azi, Mâine, doamnelor, domnilor, Diana Lupescu și Mircea Diaconu. Bine v-am găsit! Bine ați venit, dragii noștri! Vă mulțumesc foarte mult! Am să vă rog să luăm loc aici pe canapea, dar nu înainte de a-i prezenta celor de acasă pe invitații dumneavoastră, pe prietenii, pe susținătorii, pe minunații oameni din viețile dumneavoastră, colegi, exact, luați loc, pentru că eu am să continui să spun așa, dragilor, e vorba despre o actriță a teatrului Notara, un om bun și frumos, o actriță foarte talentată, o foarte bună colegă de-a mea, Ada Navrot. Bine ai venit, Ada, mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație și sunt onorată.
Mulțumim foarte mult, Ada, și ce să vă spun acum, că mi-am dorit o viață întreagă să joc alături de el, de minunatul, extraordinarul, superbul actor Gelunițu. Mulțumesc foarte mult, Gelu. Mulțumesc pentru invitație. Mircea, Diana, sunt cu ochii pe voi. Sunt cu voi. Păi e normal, de-aia și de-aia ați venit și vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația noastră. Am să vă spun așa, că întâlnirea de astăzi este una cu adevărat specială, pentru că dumneavoastră sunteți fiecare în parte o rară avis. Cu atât mai mult, împreună, în aceeași emisiune de televiziune, foarte rar, cred că vă surprinde cineva. S-a mai întâmplat? De curiozitate, așa întreb. S-a mai întâmplat, dar rar. Rar. De asta stă așa departe de mine. Vreau să vă întreb, nu serios acum, fiecare stă în colțul lui, ce e asta? Suntem personalități distincte, deci... Dar nu mă îndoiesc. Lui, eu sunt în colțul meu. N-aveți încă un scaun și o să fac. Gelu, mă primești lângă tine? Glumim, las. A făcut ceva de... Nu. E tratamentul obișnuit. Nu vreau să fim confundați. În niciun caz, așa cum am spus și la începutul emisiunii și vreau să subliniez încă o dată, fiecare dintre dumneavoastră ați lucrat cu migală atâția ani la cariera personală. Așa încât doamna Diana Lupescu este doamna Diana Lupescu, domnul Mircea Diaconu este domnul Mircea Diaconu, domn profesor, eu o să continui să-i spun domn profesor. Fiecare dintre dumnealor au fost invitați în emisiunea noastră în sezoanele anterioare, separat. Și am depănat așa amintiri, am văzut imagini. De data aceasta vom urmări împreună imagini pe care nu le-am mai difuzat până acum. În mare parte imagini inedite, spunem noi, și atent selecționate de colegii mei. Dar înainte de, cu mici excepții, o să vedeți despre ce e vorba, înainte de a intra așa efectiv în povestea noastră de astăzi, dați-mi voie să mai adresez o mulțumire. Pentru că începerea acestui nou sezon, ieri, azi, mâine, a debutat, dacă începerea a debutat, în fine, la TV Mania cu un trandafir și cu o notă de 10. Așa încât vă mulțumim foarte mult pentru nota acordată și pentru trandafirul superb, pentru emisiunea în care invitat a fost Tudor Gheorghe, aici în platoul emisiunii, însoțit de taraful său și cu toate surprizele pe care le-am avut atunci. Vă mulțumesc încă o dată! Serios? De cred! De ce trebuie accentuat? Spuneam și eu așa, mă gândeam la trupa 20, care ne este tot timpul, iată, aici, alături, și care de obicei vine cu accente. Avem un accent și de data aceasta? Cei doi invitați, împreună cu ceilalți doi, care sunt aici alături de noi, au răspuns da, fără niciun fel de ezitare. Ceea ce ne-a certificat plăcerea cu care am spus că ne-au mai vizitat, cei drept pe rând, cum am spus așa, fiecare la emisiunea sa. Astăzi, împreună, colegi, prieteni, nu? De atâția ani, și iată acest cuplu... Ce nu e bine? Nimic. Nu e ceva în neregulă, domn profesor? Nu. Spuneam că acest cuplu minunat pe care rar reușim să-l vedem așa adunat, chiar dacă fiecare stă în colțul lui de data asta, nu știu, dar sunt doi parteneri de viață, de scenă, de film, doi părinți normali, modești. Spuneți-mi, vă rog frumos, tot ceea ce vi s-a întâmplat în viață, ați considerat că ați primit ca un dar divin? Sau a fost ceva la care ați lucrat? Vă întreb asta pentru că nu e puțin lucru să poți să duci în spate o casă, o căsnicie,
Așa cum spuneam, sunteți un cuplu admirabil, o familie minunată și în același timp să reușiți să mergeți pe drumul ales și fiecare să-și construiască acea carieră la care poate a visat, poate nu. Cum a fost, doamna Lupescu? Deci eu n-am visat la cariera asta. Nu știu dacă e un dar, pentru că a fost și în continuare foarte greu. Mi-am dorit mult să am și partea de profesie și partea de familie, pentru că eu am avut părinți foarte ocupați și am stat mai mult singură. Și mi-am dorit foarte mult să am copii pe care să-i iubesc și să-i învălui cu toată atenția mea și am încercat să fac asta și cred că am făcut-o bine. Deci, repet, nu cred că, nu o văd ca pe un dar, o văd ca pe o soartă pe care am primit-o, nu mi-am dorit-o, de multe ori am regretat că am ales drumul ăsta. Vi s-a întâmplat și asta? Destul de des. Da? Da, da, des. Dar, repet, așa a fost să fie. Credeți că dacă ați fi devenit medic sportiv, ar fi fost altfel? Cu siguranță. Păi, în cazul acesta, cu siguranță nu l-ați mai fi întâlnit pe domnul asistent din facultate de atunci, domnul Mircea Diaconu. Nu v-ați mai fi cunoscut, cine știe. Așa ar fi fost soarta cu totul. Doar dacă îmi rupeam eu piciorul și ajungeam la doctorii. Că știți cum e, ce e scris în frunte, exact, ce e pus. Exact. Deci exact. Să înțeleg că v-a făcut încă un bine. Faptul că s-a prezentat la admitere la Facultatea de Teatru, da, că a intrat și n-are nicio și legătură. Că nu s-a dus să devină medic sportiv, v-a salvat, de știu eu, ferească Dumnezeu, ruperea unui picior sau așa ceva, nu? Da, trebuie să-mi rup gâtul ca să ceva. În schimb și-a rupt gâtul, da. A, da? Da. Așa zice domnul Diacon. Nu, domnule, hai să conchidem. Deci da, e foarte clar, mă rog, tot ce ni se întâmplă. Dar să știți că noi tocmai ce am început emisiunea, să conchidem. Da, sigur că, da, bineînțeles. Conchidem acest subiect ăsta, și sigur, să-l da, închidem de tot? E vorba de soartă, până la urmă. E un desen, cea mare parte nu ne aparține, nici opțional, nici ca faptă. Treaba noastră însă e ca în acest desen al sorții, care întotdeauna e sinuos, câteodată chiar cu rupturi, fără discuție, nu e simplu și clar, să, nu știu, să faci ce trebuie pe traseul sorții tale. Știți? Deci sunt niște misiuni de îndeplinit. Numai asta, să faci cu credință sau cu bună credință. Așa. Ceea ce cam trebuie să faci sau situația în care te afli, pentru că din ea se naște pasul următor pe care tot soarta ți-l oferă sau ți-l, mă rog, luminează. Nu e un dar divin pe aici, nu e nimic. Este seriozitate, muncă, efort, noroc din când în când, care ține de soartă, bineînțeles. Și între timp, chiar trebuie să fii om serios. Să se poată miza pe tine, cam asta este. Și în profesie, și în familie. V-ați... Să se poată miza pe tine. V-ați considerat norocos ajungând la clasa doamnei Sandamanu? Nu consideram nimic la ora aia. Aveam 17 ani jumate. Ce să mă... Nici nu știu ce era cu mine, Gelu. Poate tu știai ce era cu tine. Eu nu știam ce-i cu mine. Dar știam exact, fost colegi de clasă. Știam exact de unde am plecat cu trenul până am ajuns la București. Dar atâta știam. Restul nu mai știam. E, despre mine am tot povestit. Dar vreau să povestesc ceva despre tine. Un lucru pe care l-am mai povestit într-un cadru mai restrâns. Da? Nu vreau să pierd ocazia asta când suntem urmăriți de toată țara. Și anume, deci, da, prima zi de facultate, da? Așa. Dăduserăm examen, eram fericiții câștigători. Vă rog, da? Un cadru, tu continuă să vorbești. Lasă-i, își facă treaba. Un cadru prima... pe domnul Diaconu. Prima zi de facultate. Corina, a doua oară nu mai fac, stai niște, mă controlez. Deci ne-am adunat, am fost împărțiți pe clase, clasa Sandamanu, clasa Constantin Moruzan, și am început să ne privim foarte circumspect între noi, care o fi concurentul meu, care nu o fi, care o fi mai bun, care o fi mai așa, cum să fac să mă remarc fiecare dintre ei. Și a fost proba de foc
propusă de doamna Manu, pentru ca să ne cunoaștem mai bine, deja, să spunem fiecare câte ceva, fiecare în fața tuturor celorlalți. Îngrozitor, îngrozitor. Așa. Niște emoții cât casa. Mă rog, nu mai țin minte dacă am fost în ordine alfabetică sau în ce ordine, nu contează asta. Mircea Diaconu. Iese Mircea Diaconu. Un băiat modest, așa, drăguțel. Până aici e bine. Care nu, aici e bine, nu? Care nu se făcuse remarcat așa cu efuziuni, cum făceam ceilalți. Adică, știi cum e, studenții au partea lor de teatralitate și când trebuie și când nu trebuie. Care să fie mai spectaculos. Mircea nu, era, ca să spun așa, foarte în banca lui. S-a urcat pe scenă, pe scenuță. Ce spui, Mircea Diaconu? O să spun Luceafărul. Noi, băieții de București. Ce să zic? Zice el Luceafărul. Adică nu spunem noi, spune el Luceafărul. Ia zi-mă, băiatule. Ia, hai, dă-i drumul să te auzi. Păi tu, Eminescu, Luceafărul. Bravo. Și a început. A fost odată ca în poveste, a fost ca din unde mai așa, un prea frumoasă fată. Și o fi copii, la la la, la la la, și rumoarea a început să se stingă ușor. Pentru că spunea... Stai puțin, lasă-mă. Rumoarea a început să se stingă, ochiardele s-au terminat între noi, coatele s-au terminat între noi și am rămas cu toții cu ochii pe Mircea Diaconu, care ne povestea Luceafărul. Și ne-l povestea, și ne-l povestea frumos, desfăcut, fără niciun fel de exagerare, fără să facă voci, fără să facă interpretări care să se vrea spectaculoase. O povestea, o povestea cu maturitate și cu mare căldură. O povestea cu adevăr. A terminat. Noi toți deja, nu mai sufla nimeni dintre noi, eram toți cu ochii la el. S-a terminat Luceafărul spus de el. Aveam 18 ani cu toții. Și atunci, mulțumesc, Mircea, a fost prima dată când am înțeles și o Luceafărul. Uite, mersi, Gelu, mersi. Eu mă temeam de ce o să spui, dar... Nu, adevărul e că, acum, chiar toată viața, de când am început să citesc sau să aflu despre chestia asta, mi s-a părut că poezia se comunică, nu se interpretează. Pentru că dacă a scris-o un om, omul ăla are dreptul, dacă, la interpretare efectivă, la a complica sau a modifica ceva în timp ce o... Actorul cred că te stea în spatele poeziei, nu în fața ei. Așa cred și cred și azi, la fel. Din păcate, s-a făcut o profesie și din asta mulți dintre noi sunt profesioniști ai versului și atunci se arată pe ei mai mult decât chiar textul, într-un fel. Deci trebuie să stai în spatele textului. Asta mi se pare mie că e... Ascultându-l... Iar poezia chiar trebuie citită sau spusă și în intimitate. Iartă-mă, condiția esențială este ca întâi să înțelegi bine, bine poezia. Sigur. Întâi să o înțelegi bine, nu să te faci că... Atât. Ascultându-l pe Gelu Nițu și după aia pe Mircea Diaconu, stăteam și mă gândeam câte amintiri minunate, frumoase, unele poate chiar șugubețe, au din perioada studenției la clasa doamnei Sandamanu. Tot la Sandamanu a fost și Ada Navrot. Simțim absența doamnei Sandamanu. Putem astăzi, să o salutăm aici, și să o da, bucurăm. Toți și vrem să o salutăm. Se uită, exact. Vrem să o salutăm și să-i spunem că o prețuim și că o așteptăm aici, în platoul emisiunii, cu tot dragul. Vă mulțumim, doamnă, și vă așteptăm. Da, hai să spun și eu. Vă hai să vă spun și eu opinia. Da. Că doamna Sandamanu, dacă vede, își aduce bine aminte de situație, așa. Poate. Diaconul pe scenă, așa... Și m-am urcat pe scenuța aia, pe care nu m-am mai urcasem niciodată în viața mea. Și stăteam. Minute. Așa. Doamna Sanda vede că ceva nu e în regulă și e un scaun. Mă uit în jur, nu era niciun scaun. Băieții râdeau că era situația cum era. Te perdea, băie, la o parte. Am dat o perdea la o parte și erau niște scaune. De unde să știu că erau scaune? Așa. Trasă un
L-am luat. Pune-l, domnule, în mijlocul scenei. L-am pus. Stai jos, m-am așezat. Ha, 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 colegii. Și doamna Sanda zice, așa se stă pe scaun, mă, băiatul. Deci asta a fost prima lecție învățată de la doamna Sanda. Deci lovitură în moalele capului. Cred că un an de zile n-am mai știut cum să stă pe scaun. Mântire. Noroc, oh, că da. Doamne. Poate de asta am spus cu minte și liniștit. M-aș da pe scaun și am spus textul cu minte. În fine, nu mai contează. A fost minunat. A fost minunat totul. Și când era rău, era bine. Sunt sigură că doamna Sanda Manu a fost un catalizator pentru fiecare dintre, dintre Gelu, voi. Pe tine te-a pocnit? Nu m-a pocnit, dar cu doamna Sanda Manu, sărbile, doamnă. Am avut un conflict îngrozitor în anul 2, dar îngrozitor, pentru că eu cu Silvia Bătescu repetam o secvență din Martin Eden de Jack London și nu ne ieșea, și nu ne ieșea, și nu ne ieșea, și nu ne ieșea. Și doamna ne îndemna așa cum știa dumneavoastră. Așa, da, da, da. Unii încăsau mai cu lejeritate, alții o luau mai în plex. Eu le cam luam în plex așa și... La un moment dat doamna s-a enervat. Doamna, spune adevărul. Deci s-a enervat și a luat poșeta și a vrut să plece din clasă. Așa. Și în momentul în care doamna a pus mâna pe clanță, pe mine m-au apucat... Nu știu ce m-au apucat și am început să urlu la dumneavoastră. Și am spus, dar nu plecați nicăieri. Dar urlând. Dar nu plecați nicăieri, că de-aia sunteți profesoară, ca să mă învățați pe mine ce trebuie să fac. Că dacă știam ce trebuie să fac, nu mai trebuia să fac facultatea asta de 4 ani. De-aia sunt aici, să mă învățați dumneavoastră. Da, nu-mi iese momentul ăsta, dar o să-mi iese. Spuneți-mi cum trebuie să fac, ce trebuie să fac și o să fac. Doamna a rămas încremenită cu mâna pe clanță, s-a uitat la mine, i se ridicase răsprâncenele, s-a întors agale către catedră și a zis, țip la mine? Și am spus, da, țip la mele voastră. Și a zis, bine, să continuăm. Și din momentul ăla ne-am înțeles extraordinar. Da. Din momentul ăla ne-am înțeles. Da. Zic să continuăm și noi cu o secvență pe care, cu siguranță, doamna Sanda Manu, dacă se uită acum la noi, o va îndrăgi, așa cum sunt sigură că și cei doi aici de față, în speță, domnul Mircea Diaconu și domnul Gelunițu, o vor îndrăgi și vor avea, cred, de comentat. Caragiale, dar nu teatru. Se poate glumi? Da și nu. Se poate când ai de-a face cu oameni sănătoși? Nu se poate cu oameni bolnavi. Se poate cu oameni veseli și bine dispuși. Nu se poate cu oameni posați și mâhniți. Se poate cu oameni de spirit. Nu se poate cu oameni proști. La 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 la. Caragiale. 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 Dar nu te. La 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 la. Mitică, când n-are tutunul și o țigare, suvenir. Ai parale, mitică, nu umblu cu metal la mine, de frică de trăsnet, mon cher. Cări într-o băcănie, băiete, o țuică, mitică. Nu-i da, domnule, copea. La birt, costică dulce. Ce mai faci, mitică? Mitică, mâncând cu lăcomie. Mă apăr de moarte, mon cher. De ce trag clopotele, mitică?
de frânghie, moșe. Trancare. Tramvaiuri. Capele pârlite. Șupe călcate. Bătături strivite. Copii pierduți. Părinți beți. Mame prăpădite. Guri căscate. Deverslav. Criză teribilă, mon cher. Lume! 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 Imagini de aur pe care le-am găsit aici în Arhiva Televiziunii Române, din păcate nu mai sunt păstrate în întregime, dar asta e, se mai întâmplă. În continuare scormonim și găsim... 70-71. Da, a fost 70, spectacolul 71. De debut, aș putea să-l numesc așa? Pentru toți era, de fapt, debutul, da? Că până la urmă, ultimul an de facultate, cu spectacolele, era o formă de debut, din moment ce venea publicul efectiv la noi, și veneau directori de teatru și ne vedeau și ne luau și așa mai departe și începeam carierele, da? Iar la vremea aceea au fost câteva spectacole în stagiunea aceea, Gelu, și la cei de la regie și care făceau concurență spectacolelor de pe Piața Mare din București. Și la vremea aceea puneau Penciulescu, Esrig, Ciulei, Pintilie, exact. Deci concurența era fenomenală, nu așa. Vreo două, trei spectacole de ale noastre țineau concurența pe piață. Ați era avut real. O generație aparte. Nu neapărat, sau nu mai mult decât alții, asta niciun caz, asta cu generații de aur și de platină, nu, la mine nu, natura produce egal, părerea mea, universul nu are plus, minus niciodată, acolo e un echilibru perfect, fără discuția asta. Conjunctura poate era, situația era de așa natură încât disponibilitatea noastră sau a publicului sau se leagă momente sau mentorii, dacă nu e un mentor, nu se încheagă, poate să fie talente, poate să fie orice, nu se încheagă, să zic așa, fără cheag. Nu iese cașul. Vorbeam de momente cu totul și cu totul speciale pe care reușim să le găsim aici în Arhiva Televiziunii Române. Să știți că am găsit o arhivă, o secvență de arhivă pe care aș putea să o numesc cumva secvență de debut aici în televiziune, pentru că e o secvență destul de veche și aș vrea chiar să vă surprind cu ea, după care să discutăm puțin. Abia aștept. Păi ia să vedem. Nu lauda mi-o caut. Așa se cuvine. Mâna să zidească, mintea să născocească și toate rodind să-mi fie răsplată. Ce miez altul poate să aibă mișcarea decât lumina spicelor, fără de seamă, fără număr pădurea, de zunzet energic talazul oamenilor cinstire muncii purtând. Isprăvile-mi de ispravă sunt tot ce am, și tot ce las, nu lauda mi-o caut, ci bucuria trecerii neirosite, păstrată în ceva. Ce mâine, sub pași fără de sfârșit, punte se va urma. O secvență din 78 pe care noi am găsit-o și chiar am putea spune că e o secvență de debut. Da, este din Egmont de Goethe și e primul spectacol de televiziune, de teatru de televiziune pe care l-am făcut. Îl aveam partener pe domnul Repan. Oricum, toată distribuția era grozavă și am amintiri extraordinare. M-a impresionat foarte mult atunci că, fiind studentă încă, am avut acces în televiziune. Eram puțini pe vremea noastră, pe vremea lor cred că erau și mai puțini. Și fiecare colaborare cu televiziunea însemna un lucru ieșit din comun. Adică să ai acces la televiziune, mai ales într-un spectacol de teatru, era o performanță deosebită. Și televiziunea era atunci, din punctul ăsta de vedere, cu spectacolele de teatru în top. Toată lumea se uita la spectacole de teatru, erau așteptate
erau lucrate, nu era nimic așa la prima mână. Erau și echipele de operatori și la montaj, exact ca un film, mai grozav decât un film. Se lucra elaborat și erau spectacole deosebite. Aș putea spune că sunteți doi actori foarte norocoși din acest punct de vedere, pentru că, într-adevăr, ați lucrat mult în televiziune și trecerea, cumva, dacă vreți, de la teatru la film sau invers, de ce nu, de la film la teatru, s-a produs firesc și destul de ușor în cazul dumneavoastră și, mă rog, în acea perioadă. Exact, exact, exact. Și, practic, sunt trei meserii diferite. Exact. Adică niciodată nu o să poți într-un film sau să folosești mijloacele de teatru pentru că ești exagerat și nu te crede nimeni. Iar în televiziune era și mai greu pentru că erau multe camere în același timp. Trebuia să fii atent, aveai foarte multe repere de care trebuia să ții cont. Toate erau meserii absolut diferite. Nu știu dacă e de acord, domnul Diacon. Am senzația că vrea să spună ceva. Tot timpul am... Nu? Nu? Serios? A, da? Vrei tu să spui ceva? S-a văzut pe domnul Diaconu? Un pic de data asta. Eu sunt foarte emoționată și aș asculta mult timp la nesfârșit pentru că amintirile lor, mă rog, sunt foarte importante pentru noi și toată generația noastră. E o perioadă de aur a teatrului românesc și așa va rămâne orice se poate întâmpla. Asta e... Nu că istoria, că ei sunt foarte bine și astăzi. Dar pentru noi, așa am trăit, ce să zic. Gelu, ai încă înțeles? Nu suntem istorie. Da, nu sunt. Pentru noi sunteți exemple și continuați să rămâneți exemple. Și ne bucurăm din suflet că reușim. Mă scuzați. Da. O intervenție scurtă. Scurtă? Sunt scurtă, cum ziceam. Aș vrea să vorbiți, dacă se poate, despre mersul pe loc al tinerilor actori, pentru că nu e așa, există o diferență față de generațiile trecute, iar eu vă promit că voi nota totul, voi da la presă și cu siguranță voi primi un coșuleț cu trandafiri și multe salutări din depărtări. Okay. Bun. Dacă e să urmăm această... E nepoata lui Eugeni Ionesco? Să știți că dânsa întotdeauna pune punctul pe noi. Nu mult, dar totuși puțin. Asta e tot din Eugeni Ionesco. Așa cum a zis. Sigur. Dar pune punctul unde trebuie. Bun, dacă am ajuns să discutăm foarte bine despre tânăra generație, pentru că sunteți la rândul dumneavoastră, ați fost și sunteți îndrumători de atâtea și atâtea generații. Am să continui să spun că vă mulțumesc din suflet pentru acel curs de actorie de film pe care l-am avut în anul 3 de facultate, în care îmi erați profesor alături de Florin Mihăilescu. A fost de altfel singurul curs la care am avut acces și am lucrat direct cu camera de luat vederi sau cu camera de filmat, pentru că aia a fost perioada în care nu ne-a mai înspăimântat atât de tare camera și dumneavoastră ați reușit să ne faceți să îndrăgim lucrul cu camera de filmat. Mă bucur, am făcut-o cu mult drag și am considerat și considerăm în continuare că fiecare dintre noi, într-un punct al meseriei, să zic așa, când aduni mai multe, trebuie să le lași cuiva. Deci cuvântul, sau mă rog, noțiunea de a preda, deci a preda la facultate, e cel mai concret lucru cu putință. Trebuie să predai ceea ce ai înțeles, văzut, știut, aflat în meserie. Trebuie să predai altora. E ca o datorie, părerea mea, a fiecăruia dintre actorii cu experiență, să o facă. Pe orice cale cu putință și în cadrul, nu știu, colegii mai tineri, pur și simplu, nu în cadrul, mă rog, educațional, academic, poftim, da. Nu, oricum. Cred că așa era, să zic așa, pe vremea mea, cam așa era. Că dacă într-o distribuție eram și tineri, și tineri cam eu, doar ponderam eu, eram eu și ceilalți urmau până la vreo 20 de ani mai mult. Și din când în când mă trăgeau de mânecă și îmi spuneau, vezi că așa. Deci datoria lor era să te tragă de mânecă pe traseu.
Știți? Și cred că așa trebuie să facem toți, mai departe și e obligatoriu. Sunteți un fin observator. Astăzi se mai întâmplă așa? Pot să tac? Doamna, eu vreau să spun, nu, în primul rând, că sunt foarte mulți, în ghilimele, actori, absolvenți de diverse facultăți. Nu ai cum, într-o clasă de 40 de studenți, să te ocupi de personalitatea fiecăruia, să-l cizelezi, să-l înveți să vorbească, să gândească, să conștientizeze corpul. Și să lucreze și la metodele de exprimare, exact. Sigur. Pe de altă parte, ce se întâmplă în teatru e cu totul altceva decât ne-am gândit noi. Vedeam teatrul ca pe esența lucrurilor. Sentimentele, viața era un eșantion lucrat. Adică nu era luat pur și simplu doi oameni care vorbesc, îi pui pe scenă și asta e teatru. Nu e teatru. Sunt tot felul de exerciții, dar nu e teatru. În continuare, cred că sunt foarte mulți tineri talentați, nu se ocupă nimeni de ei, dar în momentul în care nimeresc într-o trupă, cum e, de exemplu, la Victor Frunză. Da, la Metropolis. Ei cresc, se împlinesc. Nu numai, oriunde. Că el pune în multe locuri, e vorba de el, pur și simplu. Da, e vorba de el, de regizor. Și aici vorbește regizorul Diana Lupescu. Da. Aș vrea să ne întoarcem puțin la perioada de, în care domnul Mircea Diaconu era asistent la facultate. N-am avut nicio legătură cu el când era asistent. Nu, el era la Olga Tudorache, n-aveam nicio legătură, absolut. Dacă ne-am întâlnit cumva pe culoar într-o zi, dar în rest n-am avut absolut nicio... Nici o tangență, ca să zic așa. Da. Nu e așa? Nu puteam să vorbesc. Eu ce să spun acum? Corina, nu puteam nici măcar să mă uit la studente, că veni vorba, dar apoi... Deci nu se pune problema asta. Deci după ce a absolvit, după ce a fost repartizată, iată, la Bacău... Sigur că da, era actriță în toată firea, eram doi colegi nu, și ca să nu mai vorbim ziua, că am avut șansa sau neșansa ca în perioada facultății să încep să fac film. Am lucrat foarte mult la televiziune și l-am avut profesor pe domnul Amza Pelea, care era foarte ocupat. Deci, practic, anii mei de studenție n-au fost chiar ce mi-aș fi dorit eu să fie. Adică n-am avut șansa să fim așa un grup foarte unit, să creștem împreună. Tot timpul am avut ceva în afară. Vorbeați de film și de roluri pe care le-ați făcut, dar dumneavoastră ați făcut și foarte multe roluri împreună, în filme. Să știți că avem și dovezi în acest sens și acum chiar avem pregătită o secvență. Să o urmărim. 10.000 ai spus? Da, 10.000 am spus. 201 mă caută taxonul, de prim. Chiar e o căsătorie de formă? Da, de formă. Serios? Și care e candidata? Monica. Silvia. Ia. Da. De ce? Sunteți invitatele mele. Unde? La un Pepsi. Și o mai vedea. Ai adus femeia? Hai să vezi, Sărgardu. Cine e? Ghici. Hai. Du-te mai încolo un pic. Hai mai încolo, se poate. Așa, e bine, sări pe insulă acum. Hai, sări! Așa, e ea bine. E? Hmm? Ea e? Stai și așteaptă. E cam rece. Un singur subiect învățasem și ăla mi-a picat. Ce mă pierdusem tot. Și am răspuns ce... Haideți, mă, bine că ați venit. Treci acolo lângă Radu, te rog. Unde? Repede, repede, repede. Ai tot ce trebuie, da? Du-te, du-te, du-te. Așa, perfect. Radu, tu acum o iei în brațe și o săruți. Repede, hai. Ia-o în brațe. Păi să gâdile, da. Hai, Elvira, fii serioasă, te rog. Hai, așa, perfect, așa. Acum sărutați-vă. Cum să se sărute? Să se sărute, păi. Hai, ești gata? Hai, fotografie. Acum așa, e bine. Păi dacă știi așa, nu lăsam să vină. Cum să se sărute? Ah, auzi, englezule, mă enervez, pleacă de aici. Pe buze? Bineînțeles că pe buze. Nu-mi place. Cu fața la mine și sărutați-vă lumea. Așa.
Încă o dată. Așa e bine. Nu mișcați, nu mișcați, nu mișcați. Bună seara. A, ce faceți aici? Ce facem aici? O poză. O poză. Dragă, înțelegi, dumneavoastră? Când așează așa și cad toate una peste alta, înțelegi? N-ați văzut că interzis? Pentru pietoni? A, dar noi parcă ne-am mai întâlnit, nu? Sigur că da. Pregătiți câte 50 de lei fiecare. Domnișoara. Poftim? De să plătești. Să vă spun comentariile de aici din platou. Uite-l pe Râlea cu păr! Nu se poate! Serios, vă gâdilați? Nu, deloc. Nu deloc? Nu, nu se gâdilați? Nu, dar e actriță bună. Asta, da. Asta, da. Dar și secvența pe care am ales-o, sper să vă fi făcut plăcere. Da, mare plăcere, serios. Aveați buletin de București atunci? Da. Da? Da, eram căsătoriți deja. Păi dacă era în 83, da, s-a făcut filmul sau... Noastră v-ați căsătorit 82, în 3, 80. Da, 80. 80. Mi-am făcut temele, cred să știți. 80. N-aș vrea să încheiem un pic discuția legată de tânăra generație sau, dacă vreți, de zonele în care intră un actor, un tânăr actor, ca pericol, zonele în care poate intra... și nu mai poate ieși. Și anume un tipar care este încadrat. Ziceți. Păi, dar asta nu ține de generația asta sau nu. Asta. E etern. Da. Riscul ăsta este etern. Etern, da. Eu tânără... de... Da. Pardon, scuze. Zic, nu, spune. Nu, tânără generație, ea da. Nu ești tânără? A, da. A, da, da, zice, pentru... Doamne. Da. Ei, mulțumesc. Nu. Da. Tânără că nu avem, nu suntem consacrați așa cum erau ei la vârsta noastră și nu mă refer la mine, spun în general, ca generații. Noi nu mai contăm atât de mult cât contau alte generații la rândul lor, așa au fost vremurile. Și nu numai după anii 80, ei, știe ce s-a întâmplat. Întreaga tagmă actoricească, arta, nu mai absolut. E acum așa în primele rânduri ale societății, adică nimeni nu mai privește spre partea culturală a societății cum se privea atunci. Oricât de rău era în jur, era o elită intelectuală și lumea o aprecia, adică o valorifica, acum nu. Alte show-uri. Da, acum altele sunt criteriile de valoare și în showbiz și în general, în societate. Adică nu e vina lor, e vina societății. Credeți că și societatea impune, iată, niște tipare? Da, impune. Și în primul rând televiziunea, care impune niște personaje care devin modele pentru cei tineri și care absolut nu au nicio valoare, care strică foarte, foarte mult mintea celor mici, mintea celor tineri. Și nu mai înțeleg ce așteaptă viața de la ei. Cred că avem din nou o intervenție. Mă scuzați, vis-a-vis de acest subiect delicat al tiparelor, mi s-a întâmplat și mie să fiu așezată într-un tipar. De aceea eu am găsit de cuvință să încep să mă pregătesc cu teza mea de doctorat, prostia feminină. Am studiat prostia, adică proasta în stare pură, proasta naivă, proasta îngrijorată, proasta tristă, proasta în post de conducere și sunt convinsă că nu voi fi niciodată acuzată de plagiat, căci nu, cine spune ăla e. Eu v-am spus care idei puține fișe, dar e sigur. Foarte bine, pentru că întotdeauna pune punctul unde trebuie. Sunt două probleme. Vă mulțumim. Una, că există și deșteapta care face pe proasta. Da, și care... da, asta e altă teză de doctor. Poți să vă spun ceva? Vă rog, domn profesor. Să mai iertă-mi. Spun, iar tiparele de care vorbeam nu țin de tânăra generație. Eu am suferit, de exemplu, că m-au făcut, de când am început profesia asta, tinerică, frumușică, prințesă. Deci și am jucat o grămadă. A trebuit tipar. Să treacă mult timp
și m-am luptat mult ca să joc altceva decât ce e la prima vedere. Eu încă toți, mă lupt toți, deoarece eu sunt confundată și în viața reală cu personajul. Dar simt nevoia de clarificare. E bine, e bine că ai subliniat. Tiparele astea... Sunt sigură că la un anumit moment dat, poate că la început a fost plăcut, pentru că v-au adus notorietate, pentru că, iată, ați putut lucra. Mă gândesc acum la filmul lui Gopo, în care... Ăla a fost, da, primul meu film, într-adevăr. Și, da, într-adevăr, v-au adus notorietate. Filmele, televiziunea, poate că, într-adevăr, așa cum spuneți, la un anumit moment dat, această încadrare în acest tipar a devenit deranjantă, a devenit obositoare și poate că, așa cum spuneți, a trebuit să luptați să ieșiți din acest tipar. Vreți să urmărim împreună o secvență care mie personal îmi place foarte tare. Dar poți să vă povestesc repede ceva? Da, da. Depinde în ce tipar vă încadrăm pe dumneavoastră, domn profesor. De prostie, vă rog. Poți să... că e păcat să trecem peste prostie. Da, vă rog, vă rog, vă rog. Domnule... Ce ați zis? E păcat să trecem peste prostie atât de repede. O, da. Ca un fel de patrimoniu național. Mai nu. Trebuie să studiem. Deci, da, mi-era foame într-o zi din viața mea, undeva în munți, Bran, nu știu. Și era o cărciumioară mică de asta pe șosea, sus în munți. Și intru să găsesc ceva și eu de mâncare, repede. Acolo o teșghea, ăla acolo, și un cioban înalt, frumușel, foc, fetelor, stătea rezemat și bea o țuică la bar. Și eu zic, mă uitam ce să mănânc, zic, dați-mi puțin rahat, vă rog. Și ăla începe să cântărească. Și ciobanul zice, de acolo, zice, mănânci rahat? Da. Și îți place? Da, pic. Mai stă puțin așa. Dar ta ești ăla care face pe prostul la televizor? Vai, nu! Dacă nu s-a terminat, bine. Și zic, da, în timp ce mâncam, rahat. Și zice, după o vreme, te-ai supărat? Zic nu, m-am supărat. Iar mai stă puțin. Foarte bine, zice, că numai deșteptul poate să facă pe prostul. Bună asta! Corect! Da. Da, era păcat să trecem așa repede pe, da, peste... Da, pentru că nu se știe foarte exact când e prostie în stare pură și când e un instrument de parvenire, ca să nu zic de carieră. Unii fac carieră exact așa, în felul ăsta. Sunt toate variantele cu putință. Eu mai trebuie să aprofundez puțin. Păi continuați cu teza de doctorat, nu? Aici sunt, îmi iau notițe, mă uit în jur. A, perfect. Dar să știi că poți plagia după foarte mulți. Din păcate, mă tem să nu se recunoască. Doamne! Să se recunoască tot. Bun, da, să ne revenim, iartă, zic. Corina, iartă-mă, că nu, că e foarte bine. E... stricat. Nu, Doamne ferește, este. Dar se poate. Vorbea Diana Lupescu despre tiparul în care, iată, a fost încadrată și anume frumusețea. Iertați-mă, dar sunteți frumoasă. Depinde de gust. Sunteți frumoase și o țară întreagă a urmărit filmele dumneavoastră, filmele în care ați jucat, piesele de teatru. Să știți că mai avem și secvențe doveditoare în acest sens. Chiar acum am vrea să vedem una. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la... Dă-mi mâinile să ți le încălzesc. Chiar că-i frig. Ai vorbit de concediu? Da, da. Dar mi-a spus meșterul că nu se poate acum. De ce? Pentru că nu se poate. Pentru noi ăștia tineri, ci că numai în decembrie. Dar nu-i nimic, nu? O să mergem pe semenic. Zăpadă. Hă? Auzi? Da. Nu ne plictisim dacă stăm atâta. Noi doi? Mm. Să ne plictisim? Mm. Nu credeți că e cam târziu la ora asta? Nu. Dar stau aproape. Locuiți aici? Eu. Unde?
La cămin. Eu cred că ar trebui să... Încet. Uite-mi... Eu vă cunosc de undeva. Pe mine? Da, da. M-am mai întâlnit undeva. Poate... Nu, nu, nu. Poate în autobuz. Da, să poate. Și pe aici, pe unde stați? V-am spus, la cămin. Și nu închide la cămin la ora asta? Nu? Și dacă închide, ce? Poate v-ar interesa să știți că este soția mea. Da, dragă, buletinul încoace. Poftim. Nu, nu. Da, dragă, buletinul. Nu, 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 nu. Vă mulțumesc. Mai e cineva fără bilet? Mi-a adus costumul la negru, să-l calc? Nu. Mi l-a călcat portereasa de la cămin. Am pomenit cu el gata călcat și cu cămașa albă spălată și apretată. I-ai zis tu? Nu, dar am impresia că se poartă cu mine ca mama mea. Cred că nu-l poate uita pe băiatul ei care a murit pe front, în Tatra. Nu o să-l poate uita niciodată. Așa sunt femeile. Tu vrei să fac niște prăjituri, îi ducem și împachetăm. Da. Și-ar mai trebui și o sticlă cu vin. Ar că-mi trebui. Eu zic că la prima ar trebui să cobor. De ce? Până ești la noapte, în schimb. Te odihnești. Doamne, câte bancuri cu polițiști erau și toate astea au fost incluși polițiștii în atâtea piese de teatru, în atâtea filme. Era o tipologie. Nu, erau da, milițieni. Da. Milițieni, da. Da. Mă iertați, să vă spun acum, am zis că trebuie să vă spun. Un alt comentariu pe parcursul derulării. Nu se poate, Călinescu slab! Acesta a fost deci comentariul. Deci era Florin Călinescu. Asta toată lumea vestea, nu vestea, vestea, este, vestea, este, era Florin Călinescu, asta e vestea. Nu, și erau într-adevăr foarte tineri. Și foarte, o secvență foarte, foarte frumoasă. Dar mă gândesc că să lăsăm așa tiparele. Gelu, ești de acord? Să lăsăm tiparele? Să lăsăm tiparele da, deoparte. Fără tipare, fără tipare. Fără tipare, da? Pe tine te-au inclus regizorii în anumite tipare? Deși am zis că să le lăsăm deoparte. Nu, în teatru am avut noroc. În teatru ai jucat de toate. În teatru am avut noroc, da. Am jucat tot felul de personaje, da. Nu pot să mă plâng. Slavă Domnului. Și a, nici acum nu mă plâng. Slavă Domnului. Vreau să-l întreb unde n-a avut noroc. Că a zis, în teatru am avut noroc. Nu, a spus bine. Unde n-a avut noroc? Bun, nu, nu. În film n-am prea în film, noroc, într-adevăr, simplu, acolo da. Te-au cam pus în... Nu-i nimic, m-am revanșat cu teatru. Nu? Da, și ai făcut-o foarte bine, cât Ada. Cât am putut, cât am putut. Și foarte bine în continuare. Care era întrebarea? Despre tipare, tipologii. Pe tine... Nu, aș vrea să spun, uite, doamna Diana, ca regizor, întotdeauna mi-a dat să joc altceva. Și apropo de coaching, așa e la modă, domnul Diaconu. Yeah. Aha. Un profesor adevărat poate să-ți fie și judecător, dar poate să-ți fie și prieten și poate este cel mai pertinent observator. Iar doamna Diana este pentru mine un observator și un prieten și îmi spune... adevărul pe care el consideră și mă ajută foarte mult. E un lucru extraordinar când reușești așa să ai o comunicare foarte bună cu actorii cu care lucrezi, în cazul dumneavoastră cu actorii cu care lucrați ca și regizor. Dar vreau să-l întreb un pic pe domnul Diaconu. Noastră, până la urmă, ați înțeles așa ce e cu lumea asta, încotro ne îndreptăm, cum e ea, ce se întâmplă pe lumea asta, ați înțeles? Nu vreți să vă dați doctoratul? Nu, nu, e ocupat. E ocupat. Să urmărim o secvență edificatoare. Thank you.
Poate că este o manoperă. O manoperă grosolană ca să intimideze pe câțiva nehotăriți. Venerabilul doctor Halache l-a văzut intrând la Cațavencu astăzi pe la 10 când mă duceam în târg. Eu am n-am să întâlnesc pe cineva la 10 fix, mă duc în târg. Ei? Pe respectabila madame Traganache, am văzut-o ieșind de la Cațavencu tot astăzi pe la 11 când mă întorceam din târg. Eu am n-am clienți acasă, la 11 fix mă întorc din târg. Nu înțelegi. Cum nu înțelegi? La 11 fix. Nu, frate, nu înțeleg caramelile astea. O poziție, grupă, nu am. Tu l-ai văzut pe Trahan, întâi. Pe urmă pe madame Trahan, ați și eu adineaura, l-am văzut pe polițaiul, pe Ghiță, intrând la Cațavencu. Să fie trădare la mijloc? Eu merg și mai departe și zic, trădare să fie dacă o cer interesele partidului, dar să o știm și noi. Prefectul trebuie să le dea cheia comediei. Iată-l. E Galben. Salutare, salutare. Ce roșu s-a făcut. Salutare. Salutare, salutare, onorabil. Nu, mulțumim, stimabile, dar noi ne cam grăbim. Sunt 12 trecute. Și eu n-am înfățișare, la 12 trecute fix mă duc la tribunal. Uite de ce vorba, stimabile, dar fiți scurt! Adică dăm voie să fim expliciți. Mie îmi place să pun punctele pe U. Se aude. Se aude cum că partidul nostru dă ajutor la colegiul 2 lui Cațavencu. Care partid? Care Cațavencu? Cum care partid? Adică partidul nostru! Madame Trahanache, dumneata, Nenea Zaharia, noi și ai noștri, să duce pe brațe pe domnul Cațavencu? Și cine spune asta? Nu râde, stimabile, nu râde! A început să se vorbească. Și de ce să zicem, lumea are pentru ce să intre la bănuiele. Domnul Trahanache la vizită la domnul Cațavencu. Madame Trahanache la vizită la domnul Cațavencu. Domnul Ghiță, polițaiul la vizită la domnul Cațavencu. De unde și până unde? Noi ce să spunem, ne temem de... Ce spune lumea? Ei, ce spune lumea? Vrei să vorbesc curat și deslușit, stimabile? Ne temem de trădare! Într-unul din spectacolele cu Ascensiunea pierdută, fiertat Dembra Dulescu, când ținea discursul lui acolo la tribună, zice, în una mie, una ție, apropo de punctele pe U, ceea ce trebuie să vorbesc neapărat. Mă gândi-le, trebuie să vorbesc, Corina. Mă gândi-le, trebuie să vorbesc. Te rog, Gelu. Adică vreau să spun că e una din secvențele de aur din teatrul românesc, ca și întreg spectacolul de altfel, și despre Mircea vreau să spun că face parte din categoria actorilor pe care îi îndrăgesc și îi respect, care nu iartă nimic. În sensul bun al cuvântului, în sensul în care în fiecare scenă, în fiecare moment în care apare, nimic din ceea ce trebuie transmis publicului nu rămâne netransmis. Și culmea este că o face foarte pregnant de fiecare dată și a făcut-o toată viața lui și o să o facă probabil tot timpul, fără să fie nimic gros. Nimic gros. Adică n-ai nicio clipă senzația că îți bagă degetul în ochi. O face foarte organic. Și natural. Foarte și cu natural. Ușurință. De altfel este unul dintre cei câțiva regei firescului din filmul și teatru românesc. Da, Mircea? Dar... Dar nu iartă nimic. Adică ați văzut și secvența asta. Dacă îl împinge puțin, reacționează. Dar acest nu înțeleg a rămas notoriu, de altfel nu înțelegul ăsta îl cităm cu toții. Da, asta da. Pentru că încă o dată bravo, el știe să facă istorie. Și vremuri extraordinare de teatru, vremuri culturale extraordinare, oricât de greu ar fi să înțelegem azi, că a fost ca un fel de fereastră, au fost câțiva, 4-5 ani, superbi, cultural vorbind, într-un spațiu de, mă rog, ideologie absurdă și prostie enormă. Vreți să vorbim un pic despre perioada Ciulei? Sigur, cum să nu, este practic, Ciulei a fost cel care v-a dus în teatrul
Bulandra și v-a și angajat acolo în acea perioadă. Da, sigur. Da. Și ați lucrat mult sub bagheta lui. Într-un fel, și am spus când trăia și tatăl meu și de față cu tatăl meu și cu domnul Ciulei, am spus că tatăl meu spiritual a fost Ciulei. O minune de om, ca să spun așa, câtă căldură, câtă înțelepciune, câtă răbdare putea să aibă și rasă, și rasă. Apropo de această specie numită regizor și care e atât de diversă, sunt atât de diferiți între ei, ceea ce e minunat, foarte bine, de la mici teroriști, mă rog, mici demiurgi, în fine, în mintea lor, până la genul ăsta de pater total, de mentor, de animator, de extraordinar. E o specie extraordinară asta. Iar domnul Ciulei era unic pentru că era unic. Hai să vă spun o clipă numai. Vă rog. Mă ia de mână, anul 3 eram, domnul Estric, David Estric, care era profesor la regie și teatru, clasa paralelă cu noi și mă cunoștea. Și mă duce la domnul Ciulei și îmi spune, bine, o să te prezint lui Ciulei. Și mă duc, mergem la mea și intrăm și este o canapea, secretara, biroul domnului Ciulei și altul. Ce stai? M-am așezat. A intrat la domnul Ciulei, am stat și la un moment dat, după nu știu câtă vreme, iese domnul Ciulei de acolo, trece pe lângă mine, mă ridic, trece, a avut o treabă, a luat ceva, trece înapoi, mă ridic. După care secretarul la un moment dat zice, du-te, intră în urmă. Intru, domnul Ciulei la masa deasupra era doamna Bulandra în portret, un birou de extraordinar de mobilă stil, mă rog, florentin, splendid. După care, mai târziu un pic, un an, doi, trei, a venit, aia altă istorie și ne-au luat tot mobilierul de la Palatul Regal, recuzita, tablourile, tot ce aveam, le-au luat că e patrimoniu și le-au băgat în casele lor, care mai de care, și-au dispărut. E un subiect foarte interesant. Da, asta, le-au pus pe inventar, am înțeles. Da. Și eu lângă ușă și domnul Ciulei se ridică de la masă, mi întinde mâna, mă duc, dau mâna cu domnul Ciulei și îmi spune următorul lucru. Te-am văzut... Mi-a plăcut foarte mult de tine și în clipa asta înțelegeam clar că nu m-a văzut nici Adineaur când a trecut pe lângă mine, dar apoi undeva, că am fi știut și noi, nu în niciun așa fel. Te rog foarte mult să ne ajuți. Avem o mare problemă. Florian Pitiș pleacă, are o bursă în Suedia și un spectacol în care joacă, rămâne fără și te rugăm tare mult să ne ajuți. M-ați înțeles ce vorbe spunea unui fantastic, student? Da. Putea să spună cu totul altfel, nu? Asta era domnul Ciulei. Ești de acord? Și am zis, da, da, sigur. Poftim textul, învață-l. Și în două săptămâni ați intrat în locul lui Moțu Pitiș. Și în distribuție era Emil Bota, Clodi Bertola, Eugenia Popovici, Ica Matache. Ce-ați mai jucat istoria teatrului cu adevărat. Încă vreo 2 ani? Am jucat, da, ani de zile am jucat, sigur. Că după aia Pitiș când s-a întors, n-am mai intrat, am jucat eu. Și la, mă rog, după al doilea spectacol, cred, nu mai știu, au venit 3 colegi de clasă să mă vadă și unul era Gelu, altul era Margareta Kraus, care din păcate nu mai este. Dumnezeu să o odihnească. Și nu mai știu cine a venit, dar știu că au fost 3 și să mă susțină, să zic așa. Asta a fost domnul Ciulei, iar după aceea, când am terminat facultatea, m-a chemat direct în acest spectacol pe care l-ați văzut acum, direct. În iarna, o toamna montare, aceea, m-a chemat etalon. Exact în distribuția asta, direct. A scrisorii pierdute. Și m-a pus exact în distribuție, mai erau, cred, 2-3 săptămâni și ieșea spectacolul. Lucrase până atunci pe Brânzovenescu cu Mihai Mereuță, încercase chiar și cu Gina Patrichi, da, care a repetat o vreme și după aia m-a luat pe mine și am intrat direct acolo. Și în timp ce lucram, trebuie să vă spun asta, n-am cum. Vă rog. Și eu eram electrizat de situație, de, cum spune Gelu, încercam să construiesc, să punctez, să... pe mica mea felie. Pentru că, de fapt, și înțelegeați totul, atenție. Da, asta, dar încercam să fac cât puteam de bine, mi se părea că, da, în fine. Da, în fine, eram electrizat, asta e cuvântul. Și erau deja cu costume, erau avansați și mai departe. Și fiecare dădea sfaturi, avea grijă de mine, nu știu, unul mă încurca, altul mă descurca, nu mai contează. Și încercam să-mi plasez. Și domnul Ciulei făcea, stai, o clipă, o clipă. Venea și spunea, nu. Deci, ca să mă înțelegi, relația este așa. Tu ridici la plasă și bibanul lovește. Ce frumos! Înțelegi?
Asta e relația, da, bun. Cum construiam ceva? Ai înțeles? Ai... Făceam. Când a venit spectacol, era o atmosferă la vremea aceea de ce spectacol era publicul, ce pregătire, erau articole înainte în marile ziare, în România Literară și mai departe, se comenta, eveniment cu adevărat. Asta e diferența, Ada, între ce era atunci ca meserie. Meseria noastră era foarte în top atunci, era gustată, venerată chiar, adoră. Ceea ce nu mai e din păcate astăzi, sau atât cât ar trebui, nu mai contează asta. Ei, și în atmosfera aia fenomenală, când a început spectacolul și tăvălugul ăla care te ucide pur și simplu ca actor pe scenă, pentru că publicul are părerea lui și se impune sala și te trage și mai departe, n-am putut să mă abțin, ca să spun așa, și am pus tot ce încercam și ziceam, nu... Era, deci, nu. Ce spune Geluca, ați construit. S-a terminat spectacolul, au fost urale și că veni vorba. Scena finală este cu mititei, cu nu știu ce, împăcare, Piața Independenței, nu știu ce. Și atunci a avut domnul Cilei o idee genială, ca toate celelalte, a adus de la Cireșica Cârciuma de alături, mititei adevărați și reșouri care s-au pus mititei pe reșou cu jumătate de oră înainte de a termina spectacolul. În culise. Și noi ne uitam la reacția publicului. Și erau domn și doamne. Și la un moment dat, făceau, aveau și o reacție. Nu se poate. Și după aia iară spectacolul. Și... Ei, când au apărut și mititei, s-a făcut conexiunea extraordinară. Au fost ceva de neimaginat. Pătem spectacolul, succes, nebun, nu știu ce. Mergem și Ciulei zice, ia vină cu aia. Mă duc cu frică. Și zice, ai văzut dacă m-ai ascultat? Vrăjitor. Deci a fost un vrăjitor. Domnul Ciulei a fost un vrăjitor, vă spun. Venea, când, mai Elizabeta, alte spectacole mari făcute de domnul Ciulei, și venea întotdeauna cu jumătate de oră, cu o oră mai târziu decât programul, ca să nu întârzie altul și să... M-ați înțeles? Orice moment penibil dispărea. Era ultimul care venea cu cafeluța. Așa și după aia puțină conversație pe diverse subiecte, relax, mai departe. Și aducea vorba și mai târziu mi-am dat seama că subiectul alegea așa fel încât ne ducea cumva să tăclăim pe un subiect anume de care avea el nevoie. Cea, exact, ia, stai puțin. Exact ca pe chestia asta, hai să încercăm scena cu tare, care avea legătură deja cu asta. Deci nu intrai brusc. Ei, acum, liniște, să repetăm. Păi nu e așa. Și am avut dreptate când am spus că întâlnirea cu marii regizori... Și intrai ușor, plăcut, în atmosferă, lăsai tot ce puteai din tine acolo, împreună. Uluitor, vă spun, vrăjitor. Sunt... Vă spun, o minune de om. Întâlnirile acestea cu marii regizori sunt momente care, până la urmă, ajung să te definească, să te completeze, modeleze, să te marcheze clar asta ca e vorba, actor. Sigur. Spuneți-mi, la fel procedează și actorii cu care lucrați dumneavoastră, doamna regizor? Eu mărturisesc că m-am apucat de regie de dragul actorilor, în primul rând. Pentru că sunt niște instrumente atunci când au har și talent extraordinare și sufăr când văd spectacole în care actorii sunt niște... mase de manevră, când, evident, sunt idei regizorale extraordinare, spectacole, dar e păcat să pierdem ce poate exprima un actor, emoția pe care o poate trezi un actor. Și atunci eu îmi doresc, în primul rând, să fac teatru cu actori, teatru cu emoție, teatru care să spună o poveste. Și din cauza asta mi-aleg actori care pot să fie într-o zi un personaj, într-o zi alt personaj. Așa se place întâmplă? Să își descopere ei o lume la care nu se gândeau. Pentru că așa am pățit eu cu Dan Micu. Și atunci mi-am dat seama că ei trebuie să caute. Să caute și satisfacția lor când fac un alt personaj decât ce își închipuiau ei că pot să... dea ca actor, este extraordinar. Dar spuneți-mi, lăsați sau încurajați să-și improvizeze? Evident, păi nu se poate altfel. Oricât ai vrea tu din afară, repet, îi respect și îi admir pe actori. În sensul că uneori tu le ceri un anumit lucru, dar dacă ei sunt pasionați de ceea ce fac, la un moment dat încearcă într-o repetiție, în două, dar în a treia sunt niște resorturi interioare de care nici ei nu știu. Și care îi fac să, instinctul lor, să găsească o anumită rezolvare la o scenă, la un personaj. Și de aici totul se clădește. Din cauza asta, repetițiile sunt
pentru noi, cei care lucrăm în teatru, mult mai frumoasă decât spectacolele. Cu toate că niciun spectacol nu seamănă cu celălalt. Corect. Și numai din cauza actorilor, ci și din cauza publicului. Care publicul primește spectacolul pe care îl merită. În momentul în care se creează acel schimb de energie, acel flux între scenă și public, este un spectacol diferit în fiecare seară. Da, chiar dacă nu se improvizează și e totul repetat și bine pus la punct. Păi dar nu. Să știți că și în oricât această seară... Oricât ai pune la punct, niciodată nu e la fel. E adevărat. E și mereu, după că ești actriță, sunt zeci de spectacole după care îți dai seama, a, aici, uite, așa era. Uite că, da. Și mereu găsești. Sau nuanțe. Nuanțe, nuanțe care sunt descoperite la fiecare sau, da, reprezentație, da, de ce nu? Din cauza asta, din punctul meu de vedere, iubesc mai mult teatru, pentru că e viu. Pe de o parte se vreau pierde. Vreau să discutăm și despre, da, asta. Vreau să discutăm. Da, pe de o parte dar se vreau pierde. Să rămânem deocamdată la improvizație, pentru că să știți că și în această seară se improvizează, dar nu în acest platou, ci într-o altă înregistrare a televiziunii române, păstrată în arhivă, într-un spectacol semnat de regizorul Eugen Todoran. Da, haideți să urmărim, da, această secvență. Stimați telespectatori, în această seară, departamentul Teatru Film v-a pregătit în premieră o surpriză. În distribuție, nume de actori prestigioși pe care le veți afla în finalul spectacolului. Vă dorim vizionare plăcută. Ce faceți, domnule? Ați nebunit? Poate, domnule, camera. Suntem în emisie! Ia camera. Ești din cadru! Ești din cadru! Luați, luați camerele de aici. Hai. No, băi, liniște. Hai că am început-o bine, știi? Ce faci? Niciun fel de prezentare, nici nu a revenit nimeni. Și nu puteai să improvizezi? Păi eu s-am și făcut. Ai făcut, n-ai făcut. Ei, platoul, suntem în direct. Eu știu ce se întâmplă, se ceartă. Dar nebunii regizorul. Platoul! Bună seara, vă rog să mă iertați. Cam târziu, maestre. Ce să fac? Meseria. Regia, vă rog, atenție la mine. Sunteți pregătiți? Mulțumesc. Acum vă rog foarte mult să lăsați cuvintele să vină de la sine, cât mai spontane, cât mai firești. La fel reacțiile și gesturile în funcție de situațiile pe care le-am creat. Dumneata, te rog să cânți cu cât mai multă simțire, să până la lacrimă, să fie așa. Bine? Atenție, toată lumea! Lumina în decor, vă rog! Lumina! Așa! Și acum, doamnelor și domnilor, cabaret! Muzica! Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentire salire in me l'indifferenza, per temere che tu non venisse più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase. Da. Trebuie să vă spun din nou comentariile mustăcioara lui Panacorbului. Da, o secvență cu care sper că v-am rupt. V-am surprins, da. Rupt? Da, da, da. Superbă, absolut superbă. Oare copiii noștri s-au uitat acum, Diana, la... Ce importanță are? Păi de ce să nu aibă importanță? Da, da, da. De ce să nu aibă importanță? Pentru nepoțica că... noastră ne-a spus azi dimineață că aveam discuții în casă și a zis tu, adică eu, ai 38 de ani, nu, 32 de ani. Da, și 29, ca și 29. A stabilit că atât. Da, tu suntem ai mai mult. Da, adică suntem tineri.
Deci v-a transmis un lucru extrem de important. Vă rog frumos să țineți cont. Și să țineți seama de această părere, pentru că e foarte importantă. Pentru că vorbeam de improvizație, am să vă spun așa, că o improvizație de mare succes poartă semnătura regretatului Gheorghe Pascu, pe care l-am avut invitat aici la Ieri Azi Mâine în sezonul trecut. Da? Iată cum a fost Mircea Diaconu prezentat de către Gheorghe Pascu. O să vă prezint o persoană importantă, nu spui cine. S-a născut la 24 decembrie 1949 în Zodia Capricornului și în comuna Vlădești-Argeș. A absolvit școala generală de 7 ani de acasă-acasă și cea de 7 ani de după casă în comună. A absolvit liceul aproape sportiv din Câmpul Lung Mușcel, specialitatea handbal, fiind un pivot de excepție, excepție făcând zilele în care a jucat și meciuri oficiale. Armata a absolvit-o la București, la Piloș, școala de ofițeri de rezervă. Face parte din generația de aur 1971 a IATC-ului. A fost repartizat la Turda, unde a lucrat la montarea spectacolului Obținerea negației de Anton Pavlovich Cehov, timp de 3 ore, după care ia trenul și revine spectaculos la București, unde joacă la Bulandra, Notara Național, etc., actualmente liber profesionist. Este autor de proză scurtă pe genunchi. A scris Șugubina, La noi când vine iarna, Scaunul de pânză al actorului. Este căsătorit, duce o viață de cuplu și are un cuplu de copii, o fată și un băiat. Apartenență politică, nu poate să-și țină gura. Mă scuzați, așa scrie, așa citesc. Este un apicultor pasionat și ratat. Este pasionat de forfota browniană, a tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Am sunat în astă seară în pădurea tutelară și am adus cu telefonul chiar pe Mircea. Diaconul, n-ați găsit altă limă, știu. De la Gala Uniter. Of, da, eu, da, mă rog. Da, așa cum am spus, o improvizație de mare, mare succes. Ce băiat bun a fost. Și nouă ne e dor de Gheorghe și ne va fi mare dor în continuare. Dar ne bucurăm urmărindu-i momentele de aur pe care le-a lăsat înregistrate aici în televiziunea română și ne-am bucurat că și noi prin emisiunea noastră am putut să, de ce nu, să întregim sau să completăm arhiva televiziunii cu alte momente pe care Gheorghe le-a realizat în platoul emisiunii noastre. Improvizația, da, e un acel ceva al actorului. Dar nu doar improvizația, ci și arterea lui. Pentru că, iarăși, mă duc cu gândul, de ce nu, și la Gheorghe. Vorbeați ceva mai devreme de consumul pe care îl cere această profesie. Este unul mare, este unul mic, este o măsură în acest consum? Uitați, ați văzut scrisoarea pierdută acolo și spre finalul spectacolului, anul... Cred că în 80 era asta. Premiera a fost în 72 iarna, deci în ianuarie, și s-a jucat până în 80. Imprimarea e din 80, dacă nu mă înșel. La vremea aceea, Ion Besoiu avea o iubită, o prietenă, și care în anturajul nostru, mă rog, era și prietena noastră, vrei nu vrei, care era cercetătoare la Institutul de Psihologie al Academiei. Și care, cunoscându-ne, știindu-ne între noi, ne-a întrebat pe mine, firește, că eram doar un copil printre ei, dacă suntem de acord să facă un studiu pe munca noastră. Așa. Și a făcut un studiu, ceea ce înseamnă că înainte de spectacole veneau așa și ne puneau tot felul de senzori de nu știu ce, ne măsurau, ne... Și după spectacol, înainte și după spectacol, făceau un fel de... o chestie științifică. Și n-am fost foarte atenți. În urma acelui studiu, nu foarte mult după aceea, niște 2-3 ani, nu mai știu, așa ceva, actorii în România au primit categoria de muncă grea, categoria a doua de muncă grea. Așa. Ați înțeles? Și am avut-o până în 90, când firește nu mai era nimic greu, tot era ușor. Da, da, da. Așa fel încât, mă rog, și mai spun un singur lucru. Bun. La un moment dat, încă o dată, se strângea un șurub și la noi actorii, mai ales la cei care făceau film, se umbla la contracte, se tăiau, se măreau impozite, ceva de genul ăsta. Din când în când, făcea cronț, nu știu ce.
Și erau niște discuții publice de tipul ăsta. Și la vremea aceea, șefa culturii din România era Suzana Gâdea, doamna Suzana Gâdea, patron, tovarășa Suzana Gâdea. Tovarășa, exact. O mămoasă, așa, până la urmă, cu toate astea. Și a zis la un moment dat, într-un cerc, mă rog, mai restrâns, nu, că altfel nu se putea, a zis, mai lăsați-i în pace, nu vedeți ce tineri mor? Doamne. M-ați înțeles? Asta, am încercat să vă explic cât de greu e lucrul ăsta. E o ardere, cu adevărat, ăsta e cuvântul, așa ai spus despre, și despre Ghiuri și despre atâtea dintre noi. Nu e simplu. Acolo probabil că e un arc voltaic în bietul om ăla, de aia și se și spune, când intri și ești în spațiul acela, vorbesc de descărcarea de spectacol și tot. Deci vorbim de bolile, teatru concret bolile, acum, da? Deci poți să fii zob, poți să ai, mă iertați, ultima groaznică diaree de pe lume, până o să termină spectacolul, deci te ține ceva, se modifică ceva, e o înălțare, e o iluminare, nu știu, e ceva de genul ăsta, care nu poate să nu te uzeze. Nu joci brigi. Deci despre asta e vorba. N-are cum să nu te arde. Brigi, te e bine. Da, corect. Table, poftim, ce vrei. Spuneați deci bine, are umor. Te consumă înfiorător, da. Te consumă. Deci, te consumă. Asta dar când faci încarcă... meseria, că și asta știu și ei și știm toți, Corina, când o faci cu bună credință meseria. Că meseria noastră se poate face și din vârful buzelor și... trăgând la public și cu mijloace ușor necinstite, profesional vorbind. Știți că se vă arătam înainte de intrarea în direct, vă arătam că și după 22 de ani de televiziune și de emisiuni în direct cu publicul, palmele mele sunt umede și inima... Emoție, fără emoție, fără sensibilitate, care... nu ai ce căuta pe Așteptau scenă. La culise să intre în scenă un maestru și mai departe și un tânăr actor care se mișca, se frăsfâia, se nu știu ce. Maestrul stătea neclintit și aștepta intrarea. Și tânărul întreabă maestru, maestre, aveți emoții? Și el răspunde, cine n-are emoții, n-are talent, dragă. Da. Emoție înseamnă consum, descărcare maximă. Pot să, arc voltaic, pur și simplu. Să vă spun așa că mi s-a îndeplinit un vis, acela de a juca alături de Gelunițu și se întâmplă să joc alături de domnia sa în Paganini la Metropolis. Acolo are un rol care îl consumă. Mult. Mult. Și din punct de vedere fizic, dar mai ales emoțional. Și e foarte implicat, așa cum e Gelunițu în tot ceea ce face. Vă spun doar atât, că înainte de intrarea în scenă, pe lângă încălzirea obișnuită pe care o face, face permanent, are își aruncă energiile, dacă pot să vă arăt, așa face permanent din mâine, înainte de a intra în scenă. E din nou un ceva al actorului, al lui. Probabil că așa face doar la acel personaj, Gelu? Poți să iei microfonul, te rog. Înainte de orice intrare în scenă, acolo la Metropolis nu prea e loc. Da, dar, e drept. Așa face și de peste. Da, înainte de... Așa e. Înainte de orice intrare în scenă, în orice fel de rol, fac câte 20-30 de kilometri ture, prin ture culise. Ture face, da. Așa face. Da, e felul fiecăruia de a se încărca. Important e vorba lui Mircea, când intri pe scenă să o faci cinstit și să gândești ce faci. Nu să o faci numai din, să zici vorbele. E foarte adevărat. Adică adevăr. Asta încercăm. Știți ce vă propun? Mulțumesc foarte mult, Gelu. Poți să mă lasă să mai spun ceva? Că am terminat facultatea noi și la final făceam un schimb cu cei de la Târgu Mureș, care erau în limba maghiară, noi în limba română, și am mers acolo și am jucat spectacolele noastre, ei ne-au văzut, nu știu ce, nu știu ce. Succes, lumea mulțumită, fericită. După așa a fost un fel de dans, de party cu studenții de acolo, noi de aici. Și erau niște fete unguroaice, atât de frumoase și la, nu știu, și eu aveam și eu un suflet, până la urmă. Asta okay. E. Și în conversații sau ceva, nu era loc pentru mine deloc. Gelu era, deci toate se învârteau în jurul lui, uite așa, în jurul normal. Lui, toate. Și firește, el nu dădea așa din mâini. Da. Și atunci, într-o tristețe nesfârșită a mea, mă rog, m-am dus lângă un casetofon Tesla, care era muzica, și casetofonele alea, nu știu, nu mai știți, niște chestii rotunde, așa, și se învârtea o bandă de nebune și avea două canale sau două, ceva de genul ăsta. Da, 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 era una două așa, piste. Și avea un buton.
și avea două piste. Și stăteam așa și când îi vedeam că se simțea mai bine, schimbam pista. Și atunci vin de dansaul. Era un prieten desăvârșit, am înțeles. Gata, am făcut toată seara, m-am răzbunat. E pare cum se cade, dar... Mai mult de atâta nu fac. Deci, da, un prieten desăvârșit. Iartă-mă, Gelu, spun acum. Adică n-ai știut până acum Gelu lucrurile astea? Ei, nu, e un moment în care, iată... Dar nici nu era important pentru Gelu. Gelu își vedea de treabă cu banda mea, fără banda mea. Era plăcut, era plăcut. Eram prietenoși când eram tineri, eram prietenoși. Da, da, da. Mă scuzați, și eu ar trebui să-mi văd un pic de treabă și să urmăresc mai atent desfășurătorul acestei emisiuni, pentru că mai avem, de fapt, avem o mulțime de secvențe pe care vrem să vi le oferim ca surprize pentru astăzi și chiar acum avem pregătită chiar o secvență cu cei doi protagoniști. Să o vedem. Bibi. Da. Te rog frumos, te rog mult de tot. Ce? Citește-mi din mersul trenului. Ce de... Fii atent, eu. Sting lumina, aprind veioza și tu citești. Uite, stau aici și tu citești. Tot? Nu tot, dar cât mai mult. Eu de la început? Sigur, Tibi, sigur. Ministerul Transporturilor și Telecomunicații, direcția plan mers de tren. Indicația nu asupra așa, modului de utilizare... Nu așa, nu așa. La cum, dragă? Ce-ai tu mână, dragul meu? Un ghid. Un ghid? Un ghid, dar nu e orice fel de ghid. E o carte cu speranțe, cu visuri, cu aventuri. Asta? Da. Gândește-te, Tibi, în noaptea asta zboară sute de trenuri, aleargă prin noapte mii de trenuri cu vagoane, cu călători. Zeci de mii, că în ultima vreme volumul a sporit, da, pe da. Vezi, merg trenuri obosite sau mai repezi, șuierând prin gări mărunte în care poate nu vor opri niciodată, dar în toate sunt călători, Tibi. Călători cu visele, cu speranțele, cu iubirile lor, cu... Aici unde suntem? Stai. Uite aici. Stai. Șulnița pe drumul Constanței. Ce trenuri trec în noaptea asta? Un accelerat la 11:40. Care e ultimul tren? Personal, 11:20. Și când ajungem la București? Mâine la 5 dimineața. La ce te gândești? La nimic. Ești foarte frumoasă. Sunt frumoasă? Da. Îți plac? Grozav. Auzi? În nopțile alea, când mă frământam, ziceam... Ce ziceai, Tibi? Tiberiu... Mare măgar ai fost să scapi tu asemenea mândreță de fătucă de unghie. Așa ziceai, Tibi? Da. Dacă nu mai scapi. Chiar surprize. Da. Mă bucur din suflet. Vorbeam ceva mai devreme despre artere, despre consumul actorului. Chiar așa, credeți că ar trebui, știu eu, ca actorul să aibă parte de o protecție anume, nu știu, de o imunitate actoricească, zic, așa cum ar trebui înțeleasă în frumosul cotidian? Nu, imunitate nu e termen corect deloc, pentru că există altceva ce o să spun. Nu, atunci ce? Există un masochism al actorului. Da, bine, vorbesc corect. Serios, și atunci dacă e masochist, o face singur. Da. Că face orice, poate să iasă și sânge. Și o face cu plăcere. Nu, asta e problema, nu, de niciun fel. Nu trebuie să existe chestia asta. De niciun fel. În fine, nu știu. Dar trebuie înțeles că nu e ușor, că nu poate oricine, că poți să te chinui oricât, dacă nu ai har, dacă nu ai talent,
nu poți să comunici nimic. Iar în momentul în care ești un actor bun, un actor cu har, te respecti și te consumi, că nu se poate altfel. Pentru că altfel nu fără e posibil. Fără suflet, fără pasiune, nu se poate. Nu până se poate. La urmă așa e și viața, dacă stăm bine să ne gândim. Că e o parte din noi, o bucată din noi acolo, o bucată din viața noastră. Mă rog, acum e un lucru cunoscut, că toți spunem că un actor trăiește mai multe vieți și chiar așa e. Să și consumă pe măsură. Dar fiecare ar trebui să fie respectat ca profesie pe măsura valorii sale. Nu poți să spui, să-i pui într-un clopot de sticlă. Ei trebuie să lovească de viață, de pasiune, de răutate, de frumusețe, de iubire, de toate. Ei sunt ca un burete care absorbe tot, ca pe urmă să poată face un personaj sau altul. Să știți că mă uit la ceas și mă uit cu regret. Trece timpul foarte repede. Și aș fi vrut să vorbim despre ce anume... De cum trece timpul. De cum trece timpul, păi trece timpul, noi, trece timpul în compania istorie, dumneavoastră. Despre asta e vorba. În compania dumneavoastră. Și să știți că astăzi mai semnăm împreună cu dumneavoastră astăzi chiar o pagină de istorie, noi. Și aș fi vrut să vorbesc chiar despre începuturile cuplului. Uite, nu știu, aș fi fost curioasă să aflu cum ați cerut-o de soție pe doamna Diana Lupescu și știu că nu o să vreau să-mi spuneți chestia asta și totuși am o secvență în care o cereți de nevastă pe doamna Diana Lupescu. Știți? Vreți să vedeți? Nu cred că e original. Poate e într-un film și nu sunt eu acum. Și el nu e el. Da, așa este. Vreau suntem să vedem chiar acum. Hai să vedem. Deci tu ești Romeo Diaconu. Șefa m-a botezat. Ea mi-a fost naș. Și angajarea? E, nu, asta a fost ideea mea. Ce drept că șefa a preluat-o imediat. Mătică... Că... Nu, n-a fost mea, a fost ideea șefei. Șefa... Nu și o rugăminte. Zi. Semnătura. A, fi liniștit, Mătică. Acum semnez cu numele tău. Nu ți-a promis că te fac celebru? Dacă vedeți, mai am o problemă. Ce? Vedeți, e... Articolul are, de fapt, doi autori. Da? Așa, Gloria m-a ajutat foarte mult. De fapt, și a relatat faptele în memoriu. Propun să semnăm împreună. Foarte bună idee asta. Da. Ca să fie mult mai simplu, propun să semnăm Gloria și Mitică Valahu. Mitică! Opa, da, asta suna a fals în acte publice. De ce? Șefa, dacă tot ne-ați fost nași, propun să ne luați de mână, să ne duceți la primărie și să... Ia ascultă, măi, șmechere! Păi tu ce vrei așa dintr-o lovitură să-ți dau plocon și meserie, și carieră, și viață personală? Da. Eu ți-am promis celebritatea. Cu Gloria te privește, descurcă-te! Cucerește-o! Ia, marș în parc și rezolvă-ți problemele. Nu mai scoate castanele din foc una altuia. Șefa, e gata cu cerita. Și fii atent ce faci cu fata asta, că n-o meriți. Ai văzut, mă, că e mai deșteaptă decât tine, mi-am spus eu. Așa știu cine merită prima îmbrățișare. Spuneți cu voce tare și telespectatorilor ca să audă. Ei, nu, se înțeleagă. Vreau să înțeleagă, spun, am da. Înțeles, nu. Că vă rog. M-am întâlnit de mai multe ori cu doamna Margareta Pogonat, care era o doamnă și în viață, și în film, și în teatru. Da. Și că am pierdut atâția actori mari încât, nu știu, uneori am impresia că a plecat toată lumea, că am rămas singuri. Nu vreau să ne întristăm și nu mai mult decât atât, vreau să nu uitați că aveți 28 de ani și 30 și cum v-a spus nepoțica. El 32 și eu 29. Da, 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 n-a exagerat deloc. Deci n-a bătut câmpii. Adică, da. Așa încât vă rog foarte mult. Și dacă să se uită la mine, vreau să-i spun că o iubesc foarte mult pe nepoțica mea.
Să vă trăiască, da. Să vă bucure și să aibă noroc. Vreți să-i arătăm puțin, o secvență cu dumneavoastră mult mai tinerică și de 29 de ani. Foarte frumoasă, de 22 de ani. Haideți să vedem. Te dăm să semnezi. O să semnăm amândoi. Dar nu acum, ceva mai târziu și într-un act oficial. Mai târziu? Da, până îmi fac și eu un rost. Să mă mai adun puțin. Pe urmă o să semnăm cu sau fără voia altora. Ce-i cu tine? Tudore, tu ai temperatură. Oare de ce? Știi că nu glumesc. Hai să mergem până la dispensar. Nu. Grozavă, îți mai place ție în cocioaba asta. Ți-am spus, Valeria. Ți-am spus să nu te mai văd pe la el. E bolnav. Știu că e bolnav. Stă la pat, da. Îi se aduce până și supa la așternut. Unchiule, te rog. Tu mi-ai spus. Eu am vrut să-ți cer părerea, dar... Și de câte ori mi-ai cerut părerea, ți-am spus că nu e de tine, nu înțelegi? Nu înțelegi că e prea plin de el. Cum de nu-ți dai seama de chestia asta? Vrei să fii toată viața sclava ifosilor lui? De ce vorbești așa? Până mai el spune că e cel mai bun, că se pricepe, că e... bun, sigur că se pricepe. Se pricepe la o mulțime de lucruri, dumnealui. Băiat bun. Spune, tu n-ai observat că Maria s-a schimbat puțin? Păi e însărcinat. Sper că nu-l bănui. Valeria, îl iubești. Te pomenești că îl iubești de adevăratele. Da, îl iubesc. Îl iubesc și nu mi-e deloc rușine să mărturisesc. Și îți promit că am să fac tot ce-mi stă în putință ca să-l scap de orice bănuială. Foarte bine, liniștește-te. Să știi că nu o să-ți stau împotrivă, nu. Fă ce vrei, fata mea. Fă ce vrei. Dar să știi că am aflat eu cu ce ochi se uită dumnealui după Maria. Frumoase amintiri, foarte frumoși invitații, deștepți, foarte talentați, dar să știți că multe au rămas nevorbite astăzi. Asta este situația. N-am vorbit despre îndrăzneală, unii ar numi o tupeu în zilele noastre, n-am vorbit despre bani, nu știu, n-am vorbit despre chilipiruri, oportunități, n-am vorbit despre cărți, despre cărțile lui Mircea Diaconu pe care le-a scris. Și n-am vorbit, de ce nu, și despre proiecte pe care încă nu le-au dus la bun sfârșit sau pe care doresc să le demareze. Ia să-mi spuneți. Domnule Diaconu. Am înțeles că vrea să ne mai pună niște întrebări. Până la întrebări. Vreau să știu doar atât. Scriem în continuare alte cărți? Dumneavoastră. Așa îmi doresc de multă vreme și așa va fi, cred. Da, așa va fi. Chiar dacă pur și simplu am să consemnez ce am văzut. Pur și simplu. Ce experiențele prin care ați trecut de-a lungul... E păcat pentru că, mă rog, stând în preajma unor oameni absolut, așa cum am încercat să vă povestesc, domnul Ciulei și atâția alții au fost, simplu fapt că am fost de față mă obligă să las povestea. Asta. Eu vă mulțumesc și vreau să cu știu... Cu toate că am o mare tristețe, vorbind de actorii tineri, nu cunosc Margareta Pogonat, Gina Patrichi, adică niște mari actori, din păcate. Regine, pur și simplu, da. Din păcate, trebuie făcut ceva, pentru că altfel, dacă ei n-au o bază, n-au o rădăcină, n-au ce să vadă în jur. Și acum a vorbit regizorul. În mod special. Nu, a iubit omul de teatru, omul care iubește teatru. Actorii și teatru și ce a însemnat și publicul românesc, care trebuie păstrat și care nu trebuie stricat în tot felul de spectacole. Am văzut, iertați-mă, atât mai zic, mai văzut, 30 de secunde. Am văzut situații de genul următor, actori români de calibru Vezdinică, lucrând alături de actori americani și așa mai departe, regal. Deci m-ați înțeles?
Ei, cei de azi se uită la tipare de altă natură, deși au acest gen de tipare uitoare. Cu siguranță uitoare, de învățat. Dacă, eu vă mulțumesc absolut. Foarte mult. Vreau să vă ofer aceste flori, pentru că știu că sunteți o iubitoare de flori. Da, mulțumesc tuturor invitațiilor. Și eu doresc să ofer și pentru Ada. Mulțumesc flori mult. Adei, cu toată dragostea, că nu se știe de unde apare norocul și domnule diaconu. Dați-mi voie o secundică. Nu avem nicio secundică acum, te rog foarte mult. Veniți acasă, am înțeles. Mulțumesc Izavandi pentru vestimentație. Mulțumesc Ivaterm și Florăriei cu povești. Nu uitați că vă așteptăm și pe TVR HD și pe TVR Moldova și pe TVR Internațional. Atenție pe tvrplus.ro și pe adresele noastre pentru invitație de Facebook și de e-mail. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Mulțumesc. Oh, ce bine.